aflat la 15 km de Constanța și la doar 3 km de țărmul Mării Negre, orașul Techirghiol este o stațiune recunoscută nu numai în țara noastră, ci și dincolo de granițe. Lacul Sărat, nămolul sapropelic, dar și clima blândă cu influențe marine fac din această stațiune dobrogeană o destinație atractivă pentru mulți oameni pentru virtuțile ei tămăduitoare. Prima atestare documentară a localității Techirghiol datează din anul 1560. Valențele curative ale lacului sunt atestate la jumătatea secolului al XIX-lea, când un comandant otoman își vindecă brațul bolnav. Ca stațiune balneară a devenit cunoscută din anul 1899, când a fost inaugurat și primul sanatoriu. Există și o legendă a locului care spune că un ienicer turc pe nume Tekir a descoperit proprietățile miraculoase ale lacului după ce măgarul său a căzut în apele acestuia și s-a vindecat. Pe malul lacului Techirghiol se află și o mănăstire închinată Maicii Domnului. Locașul monahal își află începuturile în anul 1928, când primul patriarh al României, Miron Cristea, punea bazele unui sanatoriu pentru cler. Încă de la înființare, vocația locașului monahal a fost și aceea de îngrijire a celor suferinzi. În anul 2000, vrednica de pomenire monahia Senfora Gafton deschide o bază de tratament pe care o pune sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic, Pantelimon. Bazele Centrului Social Pastoral Sfânta Maria s-au pus de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel atunci când a fost înscăunat ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mai precis în februarie 2008. Atunci când cumva activitatea bazei de tratament s-a separat de activitatea liturgică și a ieșit în evidență cumva partea liturgică și partea administrativă, cea care se ocupă cu pacienții, cu cei veniți la tratament. Prima dată când s-a înființat acest centru de tratament a fost în 2000, când Maica Stariță Senfora, bătrâna, Dumnezeu să o odihnească, a dorit împreună cu prietenii mănăstirii să facă o bază de tratament. Nu era până atunci, cei care veneau aici apelau la sanatoriul mare, sanatoriul balnear de stat, sau direct la lac, vara. Și atunci în 2000 s-a făcut așa o reamenajare a camerelor de la parterul clădirii care s-a cumpărat în 1928. După care în 2008, când am venit și eu aici, fiind numit administrator, atunci s-a îmbunătățit cu aparatură nouă, s-au modernizat toate acele spații din 2000 și astfel până în momentul de față noi putem trata în jur de 200 de pacienți pe zi. Baza de tratament a Centrului Social Pastoral Sfânta Maria este dotată cu aparatură de ultimă generație. Echipa care se ocupă de îngrijirea celor veniți la tratament este formată din 45 de persoane, un medic specialist în reabilitare medicală, 16 asistenți și personal auxiliar. Activitățile de aici sunt susținute și de maicile din obștea mănăstirii care își împlinesc o parte din ascultări în această unitate de sănătate. Noi putem caza în jur de 150, acum reamenajăm o mansardă până la 180 de persoane. Ceilalți sunt în ambulatoriu care vin, sunt cazați la vile din jurul mănăstirii și vin să se trateze la noi. Un specific este și partea duhovnicească pe lângă cea de tratament, da, medicală. Foarte mulți selectează acest lucru, mai ales cei care sunt așa în biserică mai mult, optează să vină la noi. Vorbim și de vârsta a treia, bătrânii, chiar avem contracte cu Ministerul Muncii, da, acele bilete de tratament prin care bătrânii pensionari vin la tratament aici. Se organizează în fiecare an de către Ministerul Muncii și cei care obțin bilete din fiecare județ vin către un număr de. Vin la noi în serii, care durează din luna aprilie-mai de obicei până în 15 decembrie, atunci se încheie. Baza de tratament Sfântul Mare Mucenic Pantelimon oferă o gamă largă de posibilități terapeutice. Detalii în legătură cu acest aspect ni le-a oferit doamna dr. Ioana Naghilascu, specialist în reabilitare medicală, care lucrează de 5 ani în această unitate. În cadrul Centrului Social Pastoral Sfânta Maria din Techirghiol, baza de tratament Sfântul Pantelimon,
Pacienții pot beneficia de tratament balneofizical kinetic complex, compus din proceduri de fizioterapie, electroterapie, curenți de joasă, medie și înaltă frecvență, laser terapie, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete, băi de sare și nămol sapropelic din lacul Techirghiol, băi de plante, masaj regional și kinetoterapie. Techirghiol este cel mai întins lac sărat din România, cu o salinitate de peste 90 de grame pe litru. Fauna nevertebratelor ce îl populează este materia primă pentru producerea nămolului sapropelic. Format în urma unui proces biologic îndelungat, aurul negru, așa cum mai este numit nămolul de aici prin componenții minerale activi și pH-ul alcalin, are o valoare terapeutică deosebită cu efect antialgic și antiinflamator. Majoritatea pacienților care se prezintă la noi sunt pacienți care suferă de boli reumatologice degenerative, și anume gonartroze, coxartroze, spondiloze, discopatii, boli reumatologice inflamatorii, spondilita anchilozantă, poliartrita reumatoidă, reumatism abarticular, fibrozite, tendinite, boli dermatologice, psoriazisul se tratează, da, cu nămolul sapropelic din lacul Techirghiol și alte boli. Pacienții care ajung la baza de tratament Sfântul Mucenic Pantelimon sunt consultați de medicul specialist și primesc o fișă de tratament în funcție de afecțiunile fiecăruia. Umărul mă doare, genunchi cu spatele. Anul trecut m-am simțit foarte bine, de-aia a venit și anul ăsta. Ce tratament faceți? Ce proceduri faceți? Electrice, magneto, băi cu nămol, o zi baie cu nămol, o zi baie cu sare, unde scurte. Pe când am venit cu o durere de spate, așa mă durea spatele, chiar îi spusesem doamna doctor că mă doare spatele, de mai pot. Și făcând astea, mi-a trecut spatele. În marea lor majoritate, pacienții care ajung în aceste centre suferă de boli degenerative. Medicul recomandă ca tratamentele balneare să se repete la un interval de 6 luni dacă simptomele bolii reapar. Există și contraindicații în urmare acestor cure. Pacienții trebuie să țină cont că nu se pot prezenta la noi dacă au un cancer recent, da? Boli cardiovasculare decompensate, boli pulmonare decompensate, boli hepatice decompensate, epilepsie, bolile psihiatrice prezintă contraindicație la cura balneară, sarcina patologică în orice trimestru și mai sunt, desigur, și alte boli. Pacienții veniți la baza de tratament Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Techirghiol se pot bucura și de ambianța duhovnicească a Mănăstirii Sfânta Maria. Pot participa la sfintele slujbe, se pot împărtăși de sfaturile de suflet ale preoților și monahiilor de aici, sau se pot plimba prin grădinile frumos amenajate ale așezământului monahal. Părintele Arhimandrit Cleopa Nistor, coordonatorul Centrului Social Pastoral Sfânta Maria, ne-a vorbit despre importanța credinței în vindecarea și ameliorarea bolilor. Aici intervine credința fiecăruia, fiindcă, așa cum știm, și Mântuitorul întreba: crezi tu că eu pot să fac aceasta? Și atunci, sigur, prin credința ta te vindeci. Și atunci avem cei doi factori. Dar, cum am spus, avem și Sfântul Maslu, pe lângă tot ce facem aici, în fiecare vineri seara, care este exact dedicat celor bolnavi, și partea de tratament, și îmbinate împreună avem slujbele de dimineață, slujbele de seară. Și cum v-am spus, pacienții selectează, simt acest lucru, și unii foarte bine optează să vină în fiecare an, tot la baza noastră de tratament, tocmai profitând de aceste două beneficii, sufletească și trupească. Baza de odihnă și tratament a Mănăstirii Sfânta Maria din frumoasa stațiune Techirghiol este situată într-un splendid decor natural. Scăldat în razele soarelui și mângâiat de briza lacului sărat, centrul de sănătate constituie locul perfect pentru cei care încearcă să-și regăsească echilibrul trupesc și sufletesc deopotrivă.